Un teribil accident de circulație a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute în satul Hunedorean Cârnești din comuna Totești, în urma căruia a fost activat planul roșu de intervenție. Două autoturisme au fost implicate într-un accident rutier în care au fost rănite 8 persoane, dintre care 5 copii. Pentru extragerea 2 răniți din autoturism a fost nevoie de intervenția pompierilor de la descarcerare. Din fericire, nu au fost persoane decedate, dar poliția a început cercetări pentru stabilirea cauzelor în care s-a produs accidentul. Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au efectuat cercetări și au stabilit faptul că în urma coliziunii frontale dintre cele două autoturisme a rezultat rănirea celor 2 conducători auto, dar și altor 6 persoane pasagere în cele două autoturisme, dintre care 5 sunt minori. În acest caz se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Pompierii au mai intervenit la un incident rutier produs pe autostrada A1 în zona comunei Dobra, un autoturism fiind cuprins de flăcări. Din fericire, nici aici nu au fost înregistrate victime omenești, dar autoturismul a fost distrus aproape în totalitate. La sosirea echipajului de intervenție, mașina era afectată în proporție de 80%, însă în scurt timp, pompierii au lichidat incendiul fără a fi puși în pericol alți participanți la trafic. Cele 3 persoane care se aflau în autoturism în momentul declanșării incendiului s-au autoevacuat și nu au necesitat îngrijiri medicale. De asemenea, pompierii hunedoreni au mai intervenit în weekendul recent încheiat la Petroșan și Toplița, în zone montane, pentru a salva 2 persoane, un bărbat de 70 de ani și o femeie de 22 de ani care au fost victime ale unor accidente cu ATV-uri. Totodată, pompierii au stins un incendiu declanșat într-un apartament din Deva, acordând primul ajutor pentru 2 persoane care s-au intoxicat cu fum. Nici în acest eveniment nu au existat victime omenești.